Toate ființele din aer, de pe pământ și din mări au fost mamele noastre. Pentru a putea vedea cât de incredibil de bune au fost toate ființele cu noi și astfel să dorim să le răsplătim pentru această bunătate, trebuie mai întâi să înțelegem în mod logic că ele ne-au ajutat de-a lungul nenumăratelor noastre vieți. Acest lucru îl facem înțelegând că toate ființele simțitoare au fost mama noastră nu doar odată, ci de nenumărate ori. Deși unii oameni au avut o relație dificilă cu mama lor, pentru cei mai mulți dintre noi, mama din această viață este obiectul marii noastre iubiri și persoana care ne-a arătat cea mai multă iubire și bunătate Chiar mai mult decât tatăl nostru. Acesta este motivul pentru care textele despre Boticita folosesc de obicei mama. Atunci când ne gândim la modul în care o ființă trece de la o viață la alta, în flux continuu, viață după viață, după viață, după viață, putem vedea că, din moment ce viețile noastre au fost nenumărate. Și mamele noastre au fost nenumărate. Toate ființele din toate cele șase tărâmuri au fost mama noastră nu doar odată, ci de nenumărate ori. Nu putem să ne amintim de asta, pentru că nu ne mai amintim de viețile anterioare. Un copil separat de mic, de mama lui, nu își va mai aduce aminte de ea când va crește, dar asta nu înseamnă că nu a avut niciodată o mamă. În același mod, nici noi nu ne putem aminti faptul că mama noastră din această viață a fost mama noastră de nenumărate ori în nenumărate vieți trecute și nici că toate celelalte ființe de asemenea au fost mama noastră. În prezent, ori de câte ori ne vedem mama actuală, Apare un sentiment intuitiv. Oh, ea este mama mea! Primul pas din cele șapte puncte ale cauzei și efectului îl vom realiza atunci când același sentiment apare față de fiecare ființă pe care o întâlnim, fiecare insectă, pasăre și persoană.